Denis, despre tine se știe că ești românul ales de Elon Musk să participe la construirea unui mijloc de transport al viitorului. Este de fapt o capsulă și te-aș ruga pe tine să-mi spui cum arată acest mijloc de transport al viitorului. E corect să-l numim tren? Cred că putem defini Hyperloop cel mai bine ca fiind, eu mereu spun chestia asta la conferințe, as fast as a plane, as convenient as a train. Adică convenient ca trenul și rapid ca avionul. Acum ce am lucrat noi cu Elon Musk au fost 3 capsule în care puteau să încapă câte un om, deci era un small prototype pentru Hyperloop. Dar mai mult să spunem, am putea să-l definim ca o capsulă, pentru că este vorba despre un vehicul care are forma unei capsule și în care oamenii pot circula la viteze foarte mari, în jur de 1200 de kilometri pe oră. Acest tren sau această capsulă se poate deplasa într-un tub vidat. Bine, este mult spus tub vidat, este vorba despre un tub cu presiune atmosferică undeva la 10% din presiunea atmosferică normală. Deci, avantajul unei asemenea capsule este consumul de energie care este foarte redus. Vorbim undeva la 25 de watt hour pe pasager pe kilometru și comparând cu o mașină electrică, este undeva la de 4 ori mai puțin pentru o viteză de 10 ori mai mare. Deci cam acesta este avantajul Hyperloop-ului. Iar trenul de mare viteză, adică vorbim despre viteză acum, este o consecință a consumului de energie, dar nu cred că este un avantaj principal pentru Hyperloop. De ce spui asta? Și când spui viteză foarte mare, 1200 sau mai mult de atât, cât este viteza? Momentan totul este redus la undeva la viteza sunetului, la 1276 de km pe oră. Am înțeles. Chiar crezi că Hyperloop este viabil? Ar avea oamenii curajul să se urce în el, să-l încerce? Cred că Hyperloop, dacă ar fi să se facă for real mâine, ar fi cel mai sigur mod de transport. Pentru că este singurul mod de transport pentru care se poate crea o infrastructură total izolată de mediul exterior. Pentru că atunci când ai un tub vidat și prin el circulă o capsulă, acea capsulă este protejată de orice perturbance, de orice chestie din mediul turbulențe din mediul exterior. De exemplu, nu pot trece, nu se intersectează cu nicio mașină, cu niciun alt obiect din mediul exterior. Și cred că este cel mai sigur mod de transport. Probabil că mulți știu că Henri Coandă a încercat să facă un asemenea tren în urmă cu foarte multă vreme și aici în România. Din păcate, n-a putut să-și ducă la capăt planul. Am citit și eu că în 1970 s-a făcut un test la Moeciu la o viteză limitată de vreo 50 de kilometri pe oră, în jur de 50 de kilometri pe oră. Nu știu, n-am nicio idee de ce nu s-a făcut, ce s-a întâmplat, cum au fost lucrurile respective. Am citit și eu niște reportaje pe internet despre chestia asta, dar nu știu mai mult de atât. Chiar nu știu mai mult de atât. Și unde crezi că ar fi primul serviciu comercial de Hyperloop? Nu știu, în America sau poate în țările arabe? Aici intrăm într-o problemă foarte politică, pentru că în America și în Europa se spune că există o democrație în care un politician este ales odată la 4 sau 5 ani. Iar scopul unui politician, din păcate, este de a câștiga și următoarele alegeri. Și poate democrația, din anumite puncte de vedere, nu este cel mai eficient mod de a guverna o țară. Și spun asta strict referindu-mă la Hyperloop. Și dau exemplu aici. În Middle East sau China va exista primul Hyperloop. Și
pentru că, cum am spus, din punct de vedere politic, nu există un proces de schimbare de putere acolo și există o stabilitate politică bună sau rea, dar există. Ideea noastră de la startup-ul nostru este de a crea capsule și de a le vinde pe plan internațional oriunde s-ar construi infrastructura respectivă. Biletul ar fi undeva în jurul sumei de $50, dacă nu mă înșel, și te rog să mă corectez dacă greșesc. Îți dau un exemplu. Pentru distanța Geneva-Zurich, care ar fi undeva la 226 de kilometri, prețul energiei consumate este în jur de 8 franci elvețieni pe pasager. Acum, tot costul respectiv și toată investiția trebuie recuperată și noi, mai mult decât a estima un cost de energie, este o problemă și o decizie politică cam cât ar costa acest bilet într-un mod real. Acum, pentru a putea compit cu avioanele, trebuie să cumva reduce puțin prețurile la o viteză mai mare, adică creștere de eficiență. Și acesta este calculul. Noi, la momentul actual, estimăm undeva un preț real între Geneva și Zurich, undeva la 120 până la 200 de franci pe bilet, pe pasager. Ai idee și dacă există un calcul al infrastructurii făcut la nivelul câtorva țări interesate? La momentul actual, industria de Hyperloop este foarte imatură, să spun. Adică nu există niciun proiect care este foarte concret la momentul actual. Chiar acum o săptămână am avut o întâlnire cu cel care a făcut cel mai mare tunel din Elveția, de în jur de 55 de kilometri, și l-am întrebat cam cum am putea estima acest preț și mi-a spus că este foarte dificil de aproximat, mai întâi trebuie studiată geologia locului pe unde se va construi, adică trebuie făcut un studiu de fezabilitate foarte în detaliu pentru a putea estima un asemenea cost, dar cu dimensiunile pe care le avem în acest moment, aproximăm un cost undeva între 25 și 45 de milioane de franci elvețieni pe kilometru, comparând cu 30 de milioane de euro cât este un kilometru de autostradă în România. Deci suntem cumva în intervalul unei infrastructuri unui preț de infrastructură normal. Oricum, poate că România nu este cel mai bun exemplu de referință pentru toate aceste calcule, dar vreau să te mai întreb, Denis, există o estimare a perioadei în care va fi pus în practică acest, hai să spun, tren al viitorului, cu riscul de a supăra pe anumiți oameni? Cel mai bine este să-l numim pod, așa îl numește cam toată lumea în industria asta, un pod sau o capsulă. Depinde de foarte mult politic, vorbim și depinde foarte mult de geologia locului, pentru că într-o țară ca Elveția, spre exemplu, un Hyperloop se poate construi doar sub pământ, dar din cauza reliefului care este foarte muntos. Acum, dacă mergem de exemplu, în țările arabe sau dacă mergem în California, unde, să spunem, că ar exista un loc unde s-ar putea construi Hyperloop pe deasupra pământului, ar dura mai puțin. Eu cred că dacă China, în momentul de față, ar avea un proiect concret și ar dori să facă acest mod de transport, ar dura undeva până la 5 ani.